Mâine, pe 19 noiembrie, va avea loc una dintre cele mai spectaculoase eclipse de lună. Astronomii ne anunță că este cea mai lungă eclipsă de lună până la sfârșitul secolului, cu energie benefică pentru toate zodiile. Luna este satelitul natural al Terei, de circa 4 ori mai mică în dimensiune decât Terra și total lipsită de atmosferă. Pe data de 19 noiembrie se va petrece cea mai frumoasă eclipsă de lună din acest an și cea mai lungă din acest secol, cu o durată de 3 ore jumătate. Eclipsa de lună din 19 noiembrie este o eclipsă parțială, deoarece umbra Pământului acoperă doar 97% din suprafața luminată a lunii. Din păcate, acest fenomen interesant nu este vizibil din România. Eclipsa poate fi urmărită din Asia, America și Australia și va fi vizibilă parțial din nordul Europei. Este cea mai lungă eclipsă parțială din acest secol și este un fenomen astrologic foarte important. Va dura 3 ore, 28 de minute și 23 de secunde. Interesant este că ultima eclipsă parțială de lună a fost în 2018, când a durat 1 ore 42 de minute și 56 de secunde. Cum ne va influența această eclipsă, dacă știți? Din literatura de specialitate pe care, mă rog, am răsfoit-o, se spune că uneori aceste eclipse vor influența negativ, însă despre această eclipsă de anul acesta, din luna aceasta, se pare că majoritatea nativilor din zodiile noastre vor fi influențați pozitiv. Până în 2100, nicio altă eclipsă de lună nu ar urma să dureze atât de mult, deși în următorii 80 de ani mai sunt estimate aproape 200 de fenomene ale lunii.